Ați fost acolo la... Da, 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 am fost, da, și am fost. În primul rând, nu, vreau să vă spun ceva. De câte asta a fost, cum să zic... Nu, prezența aveți... Da, prezența. Erau cam câți români? Mai mult de 150 de români au fost. 150 de români? Da, 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 da. Păi de atunci nu mai iese, doamna spune, nu, că deja sunt 162 de interviuri. Nu, vă spun ceva. Deci mai mult de 150 de români au fost. Aveți cuvântul meu de onoare. Am fost acolo, nu, 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 nu se poate. Doamna... Dacă doamna susține că sunt 162 de înscrieri la interviuri, n-are cum, este sub cifra de înscrieri. Au fost și, asta ați spus, au fost și gagii. Deci nu numai români. E posibil, deci... nu e o problemă asta. Dar prezența, ce, au fost ceva probleme? De ce probleme? Vă spun ce-am văzut ce eu și de față cu mai multe persoane? Și ce ați făcut dumneavoastră concret acolo? Da, deci v-ați acolo... dus ca lider rom? Ca... Nu, nu, nu m-am dus ca lider rom, m-am dus ca șomer. Cetățean, ca, da? Șomer. Ca un șomer. Ați găsit de lucru? Nu am găsit. Vreau să vă spun ceva. Nimic pe domeniul dumneavoastră. Nu, majoritatea angajatorilor au fost mai de la sectorul 2. Puțin, pentru mine este o nelămurire. Sunteți agent sanitar veterinar. Da. Ați făcut liceul Bolintineanu, cunoașteți ceva, da, carte. Da. Ați absolvit... Colegiul Economic 4, numărul 4. Deci da. Turism, ospătar, bucătare, servicii de, în alimentație publică. N-ați găsit nimic din toate aceste la această bursă locuri de muncă? Deci, vă mai repet încă o dată. Pentru că nu putem să spunem că nu v-a primit că erați rom, pentru că bursa era destinată romilor. Romilor, da. Sunt majoritatea angajatorilor care au fost acolo, sunt cu zâmbetul pe buze, când este vorba de rom și mediatizată, și plus că era și televiziune, da, spuneți ce locuri, ce doriți. Păi avem, dar vreau să vă spun ceva, lăsați-mă pe mine, vorbim de oamenii puțin mai săraci și cu școală mai puțină. Ce facem cu persoanele care au fost în emisiune, femeie de servici? A cerut 8 clase, 10 clase, nu se poate așa ceva. Adică să dai cu o mătură, să faci curat, frumos, într-un colț, îți trebuie 8 clase, 10 clase în liceu? Că dacă nu, domnule, nu angajăm. Dumneavoastră spuneați că nu le cere... Eu?